Pasajul biblic pe care îl voi citi în această seară, îl găsiți în Evanghelia după Luca, capitolul 23, citesc la versetul 6, la versetul 12, pagina biblică 1021. Luca 23, de la versetul 6 la 12. Titlul pasajului biblic este acesta: Iisus înaintea lui Irod. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl părau cu un fierbântare. Irod, cu ostașii lui de pază, se purtau cu el cu dispreț și după ce și-a bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrășbiți între ei mai înainte, spune Biblia. Puteți să vă reașezați. Frați și surori, nu pot să nu îmi exprim bucuria în această seară de a fi aici cu dumneavoastră, în casa Domnului, într-o casă plină de oameni, cărora mă rog ca Dumnezeu să le vorbească. Din toată inima, Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Elim. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei prezenți aici. Mă simt onorat să vă pot sluji din nou în această seară, la această perioadă de campanie, de evangelizare. Permiteți-mi în același timp să vă aduc salutări de la Aleși, din Bihor, de la Lugașul de Jos, în mod special, cu dorința fraților pe care îi slujesc și care știu de venirea mea aici, ca Dumnezeu încă o dată să vă binecuvânteze. Între Limci și Lugașul de Jos există o relație de prietenie frățească și mai mult decât atât, aveți o tânără, o soră, care este membru în biserica noastră, din familia Lăzăroaie. M-a rugat să aduc salutări speciale familiei Elim în această seară. Domnul să vă binecuvânteze. Frații mei, nu greșesc a spune în această seară că unul din motivele pentru care noi venim la casa de rugăciune este acela de a ne simți bine în prezența lui Dumnezeu. Este acela de a simți prezența lui Dumnezeu. Venim aici la casă de rugăciune cu scopul de a ne întâlni cu Domnul. Nu cred că vă voi surprinde spunându-vă însă că nu acesta este scopul primar cu care a trebuit să venim aici. Acela de a simți neapărat prezența lui Dumnezeu în noi, deși Dumnezeu este credincios în privința aceasta. Și scopul primar
principal cu care noi venim aici ar trebui să fie acela de a-L înălța pe El. Amin? Aduceți-vă aminte de Moise, ca să mă folosesc de un exemplu în această seară, relevant ce privește afirmația aceasta de început. În împrejurare, poporul n-a avut apă. Și Dumnezeu a fost credincios întotdeauna. Le-a dat mană, le-a dat apă, le-a dat carne dacă au avut nevoie. Și a venit la Moise și a spus, Moise, vrem apă din nou. Și Moise s-a dus înaintea lui Dumnezeu ca de obicei și a spus, Doamne, poporul acesta vrea apă. Dumnezeu a spus, Moise, du-te la stâncă, vorbește stâncii și stânca va da apă. Moise s-a dus la stâncă, era ispitit de popor. Mereu făcea din el un țap ispășitor, el era de vină pentru toate problemele. Și Moise a fost neinspirat în momentul acela. L-a costat mult momentul acela de greșeală, de neinspirație. În loc să vorbească stâncii, a lovit stânca. Știți că tot poporul s-a bucurat? Știți că tot poporul celebra din nou, dintr-o stâncă seacă, avea să curgă apă? Dar știți că în timpul acela Dumnezeu era tare supărat? Pentru că n-a fost El onorat în momentul acela. Dacă mi-aș dori ceva în această seară, înainte de a ne simți bine, înainte de a simți noi prezența lui Dumnezeu, pe care de altfel cred că am simțit-o, mi-aș dori să avem acest gând în continuare de a înălța pe Domnul. Și când Iisus Hristos este înălțat, biserica se bucură. Și asta este adevărata bucurie. Binecuvântat să fie Domnul. Îl rog pe Domnul să binecuvânteze în continuare inimile noastre. Pe de altă parte, venim la adunare și așteptăm să ne vorbească Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu ne-a vorbit. Și David în Psalmul 50 spune, da, Dumnezeu, Domnul vorbește. Vorbește. De aceea venim la biserică să ne vorbească Dumnezeu. Și îi rog pe frați, pe surori în această seară să se roage în direcția aceasta spunând, Doamne, vorbește-ne în această seară. Pentru că subiectul pe care îl voi aborda și îl voi aduce în atenția dumneavoastră reprezintă un paradox în ce îl privește pe Dumnezeu uneori. Înainte să vă spun despre ce este vorba, voi face o afirmație pe care probabil am mai făcut-o aici, cu ani de zile în urmă, în anii precedenți. Cineva spunea, felul în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu determină modul în care noi ne raportăm la El. Ar fi bine dacă n-am dat voie acestei afirmații să treacă ușor prin mintea noastră. Prin urmare, îmi permit să vă întreb în această seară, felul în care stăm în biserică, în care ne rugăm, în care cântăm, oare nu cumva este determinat de felul în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu? Felul în care ne raportăm la El în viața de fiecare zi, nu cumva este dat de felul în care noi îl cunoaștem? Eram zile trecute la Hunedoara și după ce am rostit mesajul, o doamnă care nu era membra bisericii a rămas puțin speriată. Sau cel puțin acesta e cuvântul pe care eu îl folosesc. Și a spus următoarele cuvinte păstorului bisericii, și n-am știut până în seara asta că Dumnezeu este atât de dur. N-am știut. Și ce mi-am dat seama încă o dată?
Cred că suntem vinovați de faptul că am spălat creierul ascultătorilor noștri, prezentându-le un Dumnezeu simpatic, voi spune din nou în această seară. Un Dumnezeu drăguț, un Dumnezeu care chiar are tot interesul să ne facă să ne simțim bine. Să ne simțim bine. Și mi-am dat seama din constatare, din concluzia acestei Doamne, că noi L-am creionat astfel pe Dumnezeu în mintea oamenilor. Și când aud despre Dumnezeu dintr-o perspectivă diferită, oamenii sunt șocați. Să fie Dumnezeu acesta? Felul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu determină modul în care noi ne raportăm la El. Și pe El îl cunoaștem în primul rând din Scriptură. Și când citim despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos în Sfânta Carte, în Cuvântul lui Dumnezeu, găsim despre El și citim despre El și ne-am familiarizat, frați și surori, stimați ascultători, Domn și Doamne, ne-am familiarizat cu un Dumnezeu care face bine. Și într-adevăr, în seara aceasta El ne-a făcut mult bine, că ne-a strâns aici. Pavel spune, dragostea Lui ne strânge. Până când și dorința noastră, frați și surori, de a veni la adunare, de fapt era dorința pe care Duhul Sfânt a pus-o aici. David spune, inima îmi spune din partea ta. Ce îmi spune inima din partea lui? Caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Dacă am venit aici și am avut dorința asta, e de la El. Dragostea Lui ne-a strâns. Citim despre El și îl cunoaștem în Scripturi ca unul care ne face bine. Suntem familiarizați cu un Hristos care vindecă. Și n-am spus care doar a vindecat, că El vindecă și astăzi. Aleluia! Cunoaștem atâtea vindecări pe care le-a făcut Iisus în Scripturi. Minuni de tot felul. Avem pe paginile Sfintelor Scripturi trei învieri din morți pe care le-a făcut Iisus. L-a înviat pe fiul văduvei din Ain, a înviat-o pe fiica lui Iair, fruntașul sinagogii, și l-a înviat pe Lazar, care era mort de 4 zile. El a înviat din morți. El învie din morți și astăzi. Aleluia! Aleluia! Cine ești tu? Spunea poetul în cântare, de dai viață celor vii și celor morți. Este Iisus Hristos. El a făcut minuni, nu doar că a vindecat, nu doar că a înviat din morți, a umblat pe ape. A înmulțit pâinile. A spus vântului, nu odată, ci de mai multe ori, taci. Și a spus mării, potolește-te. Binecuvântat să fie numele Lui. A deschis ochii orbilor. A eliberat pe cei demonizați, apăsați de puterea diavolului. Vedeți, cu astfel de lucruri despre Dumnezeu ne-am familiarizat foarte mult și nu-i rău. Însă, cât știm despre Dumnezeu, că uneori Dumnezeul acesta care face minuni, care vorbește, alege și să tacă. Aceasta e perspectiva la care aș vrea să privim în această seară în ce-L privește pe Dumnezeu. Uneori tace. Probabil rare ori am căutat în Scriptură dacă Dumnezeu tace. Chemăm biserica la rugăciune și căutăm un pasaj despre vindecare, încercând a le întări credința că Iisus vindecă și astăzi. Ai căutat vreodată în Scripturi să vezi de ce Dumnezeu în anumite momente a tăcut? Acesta este unul din paradoxurile în ce-L privește pe Dumnezeu. Uneori Dumnezeu tace. Am citit pasajul din Evanghelia după Luca.
În noaptea în care Iisus Hristos a fost prins, dus de lana la Caiafa, apoi la Pilat, când a auzit Pilat de Galileea, când a înțeles Pilat că el se trage de undeva dintr-o provincie a Galilei, respectiv din Nazaret, și a auzit că Irod Antipa era în zilele acelea în Ierusalim, Biblia spune că l-a trimis pe Iisus la Irod. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. A fost primul verset citit în această seară. Și când a aflat că este sub stăpânirea lui Irod, că Irod stăpânea pe cei din provincia Galilei, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult. Dar nu și pe urmă s-a bucurat. Căci de mult dorea să-l vadă, din pricina celor auzite despre el, și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări și aș putea citi printre rânduri în această seară. Ești tu Hristosul? Și Iisus nu spune nimic. Am auzit că l-a înviat pe unul Lazar din Betanie, era mort de 4 zile. Și Iisus nu spune nimic. Am auzit că umbli pe ape. Și Iisus nu-i spune nimic. Am auzit că i-ai mustrat pe cărturași și pe farisei. Și Iisus nu-i spune nimic. Spune-mi cu ce putere faci minuni. Și Iisus nu i-a spus nimic. De unde vii tu? Și Iisus nu i-a răspuns nimic. Cine știe câte alte întrebări i-a adresat Irod Antipa lui Iisus? Biblia spune explicit aici că Iisus nu i-a răspuns nimic. Nici în fața lui Pilat n-a răspuns la prea multe întrebări. Și Pilat a fost furios. Mă gândesc că și Irod Antipa s-a înfuriat. Pilat a zis, mie nu-mi răspuns, știi că am putere să-ți iau viața sau să-ți o las? Și Iisus atunci îi spune, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu s-ar fi fost dată de sus. Și cam atât a fost dialogul și încă alte cuvinte dintre Iisus și Pilat. Dar în fața lui Irod Antipa, Iisus n-a vorbit deloc. Nu i-a răspuns la nicio întrebare. În fața lui Irod Antipa, Iisus a tăcut. Mesajul pe care vreau să îl împărtășesc cu dumneavoastră, frați și surori, Domn și Doamne, care mi-aș dori să schimbe puțin perspectiva noastră în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu și plecând de aici să ne raportăm altfel la El atâta timp cât ne vorbește. Mi-aș dori lucrul acesta. Mi-aș dori să ne schimbăm perspectiva în ce-L privește pe El și cunoașterea Lui și altfel să ascultăm vocea Lui când El ne vorbește. De ce tace Dumnezeu? Pasajul acesta nu-i singular. Anticipez puțin ceva cu ce voi încheia în această seară și nu vreau să rostesc un mesaj lung. Seara aceasta la Elim voi încheia în jurul orei 8:30, dacă nu spuneți amin, spun și 9. 8:30, 8. Mulțumesc de încurajare. Mulțumesc de încurajare. Știți că într-o zi un om era disperat că Dumnezeu nu-i mai vorbea? O să vă spun la momentul potrivit cine a fost acela. Frații mei, mai fac o observație în această seară, în parte de introducere. În ultima vreme mi-am aplicat inima spre mesajele adresate celor 7 biserici din Apocalipsa, începând cu Efes până la Laodiceea.
Erau mai multe în zona respectivă din Asia Mică, teritoriul Turciei de astăzi. Știți cu ce cuvinte se încheie fiecare mesaj adresat celor 7 biserici? Cine are urechi de auzit, nu se audă, ci să asculte. Și eu m-am întrebat, încercând să pătrund în momentul acela, oare nu se predica în bisericile acelea? Oare nu erau slujbe în bisericile acelea? Oare nu erau predicatori acolo? Oare nu erau oameni care mergeau la biserică și care dădeau îndemnuri? Cred că erau. Cred că aveau predicatori, aveau păstori, îngerii, cărora li se adresea mesajul în special, în mod direct. Și apoi bisericii, implicit, erau păstorii acelor biserici. Dar vedeți, când Dumnezeu vorbește acestor biserici, se pare că mesajul lui era diferit de predicile care se țineau în bisericile acestea. Asta înseamnă, frați și surori, că nu tot ce noi auzim poate însemna vocea lui Dumnezeu. Trăim o epocă a urechilor gâdilate astăzi. În zile de pe urmă, spunea Pavel, lui Timotei se vor scula tot felul de proroci mincinoși, învățători mincinoși. Stăruiește asupra cuvântului, la timp, ne la timp, va veni vremea. Și vremea aceea e vremea pe care noi o trăim astăzi, când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă. John Piper spunea recent, una din marile probleme, marile provocări ale bisericii contemporane este următoarea. Se pune un mare accent pe om. Biserica este influențată de umanism, cu alte cuvinte, și mai puțin preocupate bisericile de gloria, de slava lui Dumnezeu. Dacă cineva merită să fie înălțat, dacă cineva merită toată atenția, este cel care se prezintă în mesajul adresat bisericii din Laodiceea. Iată ce zice cel ce este amin, care nu se schimbă, martorul credincios, adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Și ce înseamnă lucrul acesta? Este începutul zidirii lui Dumnezeu. El merită toată întietatea. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria! A Lui să fie gloria! În veci de veci! Amin! De ce a tăcut Iisus în fața lui Irod Antipa? A nu se confunda cu Irod Agripa, pe care l-au înălțat oamenii într-o zi spunând glas de Dumnezeu, nu de om, și l-a trăznit un înger și a murit pe loc și a fost mâncat de vier. Acela era Irod Agripa, acest Irod era Irod Antipa. De ce a tăcut Iisus în fața lui? Înainte să moară pentru păcatele omenirii, de ce nu i-a răspuns la nicio întrebare? De ce tace Dumnezeu? Mă întreb în această seară, simți tu că ți-a vorbit Dumnezeu până aici? Simți că Dumnezeu îți vorbește în seara aceasta? Vreau să urmărim o teză în această seară, sensibilă, sensibilă. Știți că Dumnezeu nu vorbește de bine, atenție, oamenilor care trăiesc în păcat. Unui om care trăiește în păcat, Dumnezeu nu-i vorbește de bine. Nu-l cheamă în prezența lui să se simtă bine. Îl cheamă în prezența lui cu un alt motiv. Cu un alt motiv. Simți tu că îți vorbește Dumnezeu în seara asta? De ce a tăcut Iisus în fața lui Irod Antipa? Irod s-a bucurat foarte mult să-l vadă. A auzit vorbindu-se despre el, nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune.
Face minuni Iisus și astăzi? Face. Face. El este același ieri, așa și în veci. Și El care a făcut minuni ieri, face minuni și astăzi. Aleluia! Cel care a vindecat ieri, vindecă și astăzi. Și n-ar trebui să ne surprindă dacă El va vindeca în seara aceasta aici. Aleluia! Iisus a tăcut în fața lui Irod Antipa pentru că Irod era preocupat de minuni și nu de voia lui Dumnezeu. M-am rugat cu atâta credință, cu cât am, în această seară pentru biletele acestea, m-am învoit cu toți frații slujitori de aici și ne-am rugat pentru cei bolnavi. Și mi-am adus în momentul acela minte de un gând care m-a frământat în ultima vreme, pe care l-am împărtășit fraților din biserică. Le-am întrebat pe frații din Alești într-o zi, le-am supus, atenție, următoarea întrebare. De regulă, de ce vin oamenii la biserică astăzi? Vin să fie mântuiți de păcatele lor? Sau vin să fie iertați? Sau vin să fie vindecați de boalele lor? Întrebarea aceasta este una subtilă pentru noi în această seară. Și mă văd silit a spune din nou, eu cred în vindecările divine. Eu cred că Dumnezeu face minuni și astăzi. Cred asta. Și mă rog ca Dumnezeu să facă o minune în seara asta aici. Amin? Dar când cineva este preocupat de minuni și nu de voia lui Dumnezeu, Dumnezeu poate alege să tacă. Poate să tacă. Și o face. Nu spun că Dumnezeu, dacă cineva vrea să vadă o minune care să-l înalțe pe el, Dumnezeu nu o face. Dar Dumnezeu tace când cineva e preocupat de minuni, nu de voia lui Dumnezeu. Vă supun atenției următoarea întrebare. De ce sunt oamenii mai preocupați astăzi? De minuni sau de voia lui Dumnezeu? Avem curajul să spunem? Avem curajul să recunoaștem că i-am amăgit pe oameni? Dacă vin la Dumnezeu, oricând poți lovi stânca aceasta și din ea curge ce-ți place. Câți de aici suntem interesați în această seară de voia lui Dumnezeu? Știți că Irod nu era interesat deloc de voia aceasta? Dar v-a întrebat cineva, o știa? Vom vedea puțin mai târziu. Cum să nu știe? Sau e momentul acum să fac observația aceasta. Cine a fost Irod? Antipa. Omul acela căruia îi predica un om despre care îmi place să spun că vedea viața în două culori. În alb și negru. Îi predica un om care nu menaja pe nimeni, indiferent că cei cărora li se adresa erau lideri politici sau lideri religioși. Când veneau la el cu grămada să primească botezul, chipurile credeau că vor fi izbăviți de mânia viitoare, omul acesta, despre care Iisus a spus, nu există om născut din femeie mai mare ca și el, nu s-a lăsat amăgit de mulțime. Nu și-a creat un imperiu în momentul în care a devenit extrem de popular. Tot ținutul iudeii ieșa la el să fie botezat. Tot a se înțelege cei mai mulți. Putea să-și creeze propriul imperiu. Au venit unii și au încercat să strânească în el gelozie. Știi că acela pe care tu l-ai botezat, botează și el. Și oamenii merg după el, renunță la tine. Și el nu s-a supărat deloc. A zis, cine este mire are mireasă. Și cine e mirele? Iisus Hristos. Iisus Hristos! Și prietenul mirelui se bucură când aude glasul lui.
Este vremea ca el să se înalțe, el să fie înălțat și eu să cobor. Omul acesta a fost Ioan. Vedea viața în două culori, alb și negru. N-avea o evanghelie prezentată în termenii unui har ieftin. Pui te năpârci. Vedeți ce limbaj? Caustic. Dar nu defăimător. Nu cred că am îndrăznea spune că nu era inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți roade vrednice de pocăință. Ioan era acesta. Irod Antipa și-a luat diamantă pe nevasta fratelui său Filip. Adulterul era la modă și atunci, probabil că astăzi a depășit orice limită. Și a spus lui Irod Antipa, n-am nevoie de nimic din ce mi-ai putea tu da. Trebuie să spun adevărul. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău, Filip. Nu ți este îngăduit să trăiești în adulter. Vedeți, Dumnezeu nu vorbește de bine unor oameni care trăiesc în păcate. Nu i-a vorbit Ioan Botezătorul lui Irod Antipa nici despre rai, nici despre un alt subiect care probabil ar fi încântat. Și a spus direct, nu ți este îngăduit. Și Irod Antipa nu era preocupat de voia lui Dumnezeu. Vrea să vadă minuni. Mă întreb de ce am venit noi în seara aceasta aici, în casa lui Dumnezeu. Suntem noi preocupați de voia lui Dumnezeu? Dumnezeu ne vorbește în cazul acesta. Dacă vrei să știi voia lui Dumnezeu, în ce privește viața ta, dacă ești căsătorit, Biblia spune lucrul acesta. Direct, fără menajamente. Dacă vrei să auzi glasul lui Dumnezeu în seara asta, nu cântarea, nu să te simți bine într-o atmosferă de laudă, de închinare, să apreciezi sau nu ce se întâmplă aici, voia lui Dumnezeu, vocea lui, pentru tine este aceasta. Dacă ești căsătorit, căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Și patul să fie nespurcat. Căci Dumnezeu va judeca pe cei care trăiesc în adulter. Dumnezeu în felul acesta vorbește. Nouă ne-ar place, spunea cineva, un Hristos de $3, suficient să-mi aducă liniște. Și noi l-am prezentat astfel pe Dumnezeu oamenilor, pe Hristos. Mă identific cu ceea ce se întâmplă. E un fenomen. Cred eu, din nefericire, s-a creat un curent bolnav de opinie. Un Hristos de $3, suficient să-mi aducă liniște. Dar nu prea mult să-mi tulbure conștiința. Să nu vorbească. Fac ce vreau, dar să-mi dea mană zilnic, să mă vindece, că e bun și poate. Suficient să-mi aducă liniște, nu prea mult să-mi tulbure conștiința. $2, suficient să-i simt confortul și căldura pântecului, dar nu prea mult să simt durerile nașterii. Căutăm biserica aceea care să ne facă să ne simțim bine. Să fim legănați dacă se poate, pieptănați dacă se poate, înviolați dacă se poate, cu un har ieftin. Mă întreb unde e onoarea lui Dumnezeu? Unde e slava lui Dumnezeu? Un Hristos de $3. Suficient să mă mântuie, dar nu prea mult să domine viața mea. Sunt adevăruri grele, directe în această seară, dar niciodată când am venit la Elim sau nici în altă parte, nu mi-au spus frate slujitor, vezi, spune-ne ceva de bine. Eu tocmai de bine predic în seara asta, Hristos e aici.
Iisus Hristos e aici. Dumnezeu este sfânt. Încă ne ține în mâna Lui. Buni sau răi. Încă ne dă pâine. Buni sau răi. Încă ne poartă de grijă. Buni sau răi. Că El e credincios. Te întreb în seara asta, ești preocupat de voia Lui? Sfințește-ți viața, căminul! Sfințește-ți viața de familie! Sfințește-ți trupul tău, care este templu lui Dumnezeu! Sfințește-l! Că Biblia spune, pe cine va nimici templul lui Dumnezeu? Dumnezeul va nimici. Știți că în limba greacă, acolo există chiar o rimă. Pe cel care nimici va templul lui Dumnezeu, nimicit va fi de Dumnezeu. Ceva în genul acesta sună textul original. Și noi suntem templul lui Dumnezeu. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Vrei să știi voia lui Dumnezeu ca tânăr? Singurătatea este darul lui Dumnezeu. Nu doar capacitatea de a cânta, de a recita, de a predica, singurătatea. Într-o zi cu darul acesta te prezinți în fața Lui. Îi dai socoteală ce ai făcut cu viața ta de la naștere până în ziua în care ai devenit una cu soțul, cu soția ta. Și de toată perioada aceea numită singurătate vei da socoteală, e darul lui Dumnezeu. Și voia Lui este sfințirea noastră. E sfințirea noastră. Vrei să știi voia lui Dumnezeu în seara aceasta? Să nu spui că nu o cunoști, dar cu siguranță oamenilor le place să audă altceva. Iisus a tăcut în fața lui Irod Antipa, pentru că Irod era preocupat de minuni și nu de voia lui Dumnezeu. Irod voia să se folosească de El, să se slujească de El. Vedeți, este una să-L slujești și alta să încerci să te slujești de El. Știți că de Dumnezeu nimeni nu se poate sluji? Știți că nimeni nu-L poate păcăli pe Dumnezeu să se slujească de El? Poți să profiți de păstor, poți să profiți de părinți, poți să profiți de cine vrei. Probabil mintea te lasă asta. Și oamenii sunt slabi, noi suntem slabi, dar ochii Lui văd totul. Ochii Lui se încapară focului. Înainte de a-i cere ceva, înainte de a-mi deschide gura, El, Biblia spune, El știe și am vrut să-i spun. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când mă culc, când adorm și cunoști toate căile mele. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă. Și Tu, Doamne, îl știi. Ești preocupat de minuni în seara aceasta aici? Nu mă îndoiesc, El face minuni. Dar cineva spunea, și am să vă spun și cine, un autor de carte, trăit în secolul trecut, la începutul secolului trecut, dacă nu greșesc, numele lui este Oswald Chambers, are o serie de cărți, dar are o cărțulie interesantă pe care vă recomand. Adevărați ucenici. E atât de profund omul acesta. A fost. El spunea, când cineva face din experiențe, din minuni, un scop, asta e boală. Însă când experiențele, minunile, sunt rezultatul umblării mele cu Dumnezeu, asta e sănătate. Amen, amen. Dumnezeu știe să facă minuni. Dumnezeu știe să vindece. Dar Dumnezeu nu se lasă folosit de nimeni. A încercat într-o zi un om din Vechiul Testament să se folosească de el. A venit Naaman, căpetenia împăratului, căpetenia oștirii împăratului Siriei. A venit învățat de o tânără care a fost luată prizonier, o adolescentă. A spus, omul acesta era bolnav de lepră, dacă ar fi omul acesta în țara mea, acolo-i Dumnezeu, l-ar vindeca. De s-a dus Naaman. S-a dus la împăratul lui Israel și când a venit la împăratul lui Israel, a zis, s-a venit la tine să mă vindești de boala ta asta, s-a înfuriat, dar cine sunt eu, Dumnezeu? Și a auzit Elisei asta.
Și l-a chemat la el și a spus Elisei, trimite-ți-l să se știe că Dumnezeu are oameni în Israel. Aștepta omul acesta să vină la el, să-și pună mâna, să cheme numele lui Dumnezeu și nici măcar n-a ieșit la el. L-a trimis să scalde în Iordan. A vrut să-i dea daruri. Și Elisei nu le-a primit. Nu le-a primit. Pentru că el merită toată gloria. Aleluia! Aleluia! Știți care este una, o paranteză? Simt că e momentul să o spun în această seară. Știți care este unul din, sau una din marile amăgiri ale zilor de pe urmă? Citiți cartea Tesaloniceni. A tainei fără de legii, arătarea lui se va face cu tot felul de puteri, minuni și semne mincinoase. Oameni care fac din minuni un scop, un show, un business. Asta e taina fără de lege. Dar noi nu ne îndoim. Iisus vindecă. Dar nu ne putem folosi de El. Și ce a spus Gehazi? N-a luat El, iau eu. S-a dus după El. A cerut haine de schimb, talanți de aur. Și a dat. Le-a folosit hainele? Nu. Când cineva încearcă să profite de Dumnezeu, pierde și ce are Dumnezeu pentru el. Pierde. Noi trebuie doar să ne punem pe altarul Lui. Aduceți trupurile voastre ca o șerpă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Ești interesat de voia Lui în această seară? Mă rog ca Dumnezeu să continue să ți-o descopere. A trecut în fața lui Irod Antipa, deci în primul rând, pentru că Irod nu era preocupat de voia lui, ci de minuni. De minuni. În al doilea rând, știți de ce a trecut în fața lui Irod Antipa? A trecut în fața lui Irod Antipa, pentru că Irod Antipa și-a făcut un obicei. Era un stil de viață în a pune plăcerile vieții deasupra conștiinței. Încerc să mi-l imaginez pe Ioan Botezătorul cum predica. Cred că predica cu pasiune, cred că striga. Irod! Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău, Filip. Irod, mă auzi în această seară? Irod, pocăiește-te! Irod, trimite-o acasă pe nevasta fratelui tău. Irod, înaintea lui Dumnezeu, adulterul este păcat, este un păcat în trup. Și păcatul săvârșit în trup se plătește în trup. Vedeți, privim dintr-o altă perspectivă la Dumnezeu. E dragoste, da, dar a lui dragoste nu-i oarbă. Este o dragoste sfântă. 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 Arătați-mi, frații mei, abordați-mă la final și arătați-mi din Sfânta Carte un om, vorbind despre Dumnezeu în seara aceasta, cu care Dumnezeu să fi făcut excepție de la sfințenia Lui și nu veți găsi unul. Unul nu veți găsi. Indiferent cât de aproape a fost omul acela de Dumnezeu, indiferent cât de mare a fost relația dintre ei. Că a fost Avram, că a fost Moise, că a fost David, că a fost Solomon, că au fost alții. Dumnezeu nu face excepție de la sfințenia Lui cu nimeni. Cu nimeni. Știți de ce? Are o dragoste sfântă. Este sfânt Dumnezeu. Nu vreau să te îngrozesc în seara asta. Dar mă îngrozesc la gândul că s-ar putea să mergi în iad dacă nu-ți spun adevărul. El este sfânt! 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 Și mi-a plăcut că într-una din cântări era introdus cuvântul acesta. Sfânt! 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 Este Domnul Dumnezeul cel atotputernic. Dumnezeu care era, care este și care vine, a trecut în fața lui Irod Antipa pentru că Irod a pus plăcerea deasupra conștiinței. Nu e aceasta norma vieții astăzi? Nu aceasta se legiferează astăzi?
religia afară din școală. Ce Dumnezeu? Îndobitocim pe copii, speriem cu iad. Bine că nu-i sperie cu tot felul de filme de ochiate. Bine că nu sunt speriați de drogurile care se vând. Bine că nu sunt speriați de păcat, nu-i sperie nimeni. Se făcea aluzie la țările nordice că n-au religia în școli. Da? Și sunt mai etice decât noi, decât țările celelalte din sud sau din estul Europei. Dar uită oamenii aceștia că bazele acestor țări n-au fost puse de ieri de azi, ci puse de oameni sfinți al lui Dumnezeu. De oameni sfinți al lui Dumnezeu. Ei au pus bazele etice, iudeo-creștine. Și nu știința a inventat religie, ci religia a descoperit știința. Cartea asta este și o carte de știință, cea mai complexă. Aleluia! Dar asta e, din păcate, norma societății astăzi. Plăceri deasupra conștiinței. Practicile sodomite, legalizate. Incestul legalizat. Kant spunea că în practicile sodomite vor fi legalizate, lucrul acesta va însemna sfârșitul lumii. Cât este de oficial următorul articol anunț din presă, ce Olanda, acesta era titlul articolului, ca și cum ei bravează cu păcatul, ca și cum ar trebui să știe toată lumea. Și au făcut un pas înainte. Vor să interzică căsătoriile între bărbați și femei. Mă mir că ne mai rabdă Dumnezeu. Și vor cânta despre Iisus și vor spune, Iisus mă iubește. Biserici în care predică sodomiți, care cântă sodomiți. Și vor vorbi despre un Iisus care e dragoste. Sfânt. Asta a fost. În cer se strigă neîncetat, Sfânt! Sfânt! Sfânt, tânărule! Sfânt, domnișoară! Sfânt! Plăcerea deasupra conștiinței. Facem ce vrem. Reduți conștiința la tăcere în seara asta. Dacă cumva te simți frustrat, ofensat, spune conștiinței să tacă. Să tacă. Așteaptă să se mai cânte. Nu că aș disprețui cântarea. Așteaptă să mai găsești un moment să te simți bine în biserică. Nu în felul acesta vorbește Dumnezeu. Câți oameni au redus conștiința lor la tăcere? Nu mai vorbesc despre Duhul lui Dumnezeu care nu-i mai mustră. Nu-i mai mustră. Atenție, frații mei! Atenție, stimați ascultători! Domn și Doamne, dacă ești aici în această seară și în viața ta există păcat în care trăiești și încă n-ai simțit o mustrare în inima ta, remușcare, ar trebui regret, plinset, bucet, să sfâșii inima, nu hainele. E scris asta în Scriptură. Dacă nu se întâmplă asta, în seara asta în inima ta, ascultă-mă, nu ți-a vorbit Dumnezeu. Poate predica o fi bună. Nu există religie adevărată fără regret, fără să sfârși inimile. Religia de astăzi, cea care e promovată, este una a confortului, axată pe sine. Simte-te bine! Nu! Îngrozește-te în adunarea lui Dumnezeu! Voi cita, voi citi din cartea profetului Ieremia, nu din Coran, cartea profetului Ieremia. Versete grele, probabil, în această seară. Dacă cineva se îndoiește că nu sunt din cartea sfântă, Ieremia 6. Eu sunt așa de plin de mânia Domnului că nu pot opri. Ascultați pe Ieremia. Mânia ca și reacție la păcat este justă.
Absența mâniei ca și reacție la păcat înseamnă lipsa valorilor spirituale. Și Ieremia nu vorbea de sus. Într-o împrejurare Ieremia spune: o, de mi-ar fi ochii ce? Un izvor de lacrimi. Aș plânge. Vreau să-i plâng, Doamne, seara asta pe cei care trăiesc în păcat și nu mai simt nimic. Nu vreau să-i judec, că harul tău mă ține în picioare. Aleluia! Aleluia! Și Ieremia spune: eu sunt așa de plin de mânia Domnului că nu pot opri. Și Duhul îi spune: toarnă, Ieremia 6, versetul 11 începând, toarnă peste copilul de pe uliță și peste adunările tinerilor, căci bărbatul, că și bărbatul și nevastă vor fi prinși, și bătrânul și cel încărcat de zile. Casele lor vor trece în stăpânirea altora, ogoale și nevestele lor de asemenea, când voi întinde mâna asupra locuitorilor țării, zice Domnul. Și nici Ieremia nu vede viața în trei culori, căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toți sunt lacom de câștig. De la proroc până la preot, toți înșală. Nu cred că se face cineva vinovat de aici, de asta. De la o stare de plâns, leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu. Oamenii la slujbe sunt legănați, sunt îmbiați, sunt ajutați să se simtă bine. Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu zicând pace. E pace în seara asta aici? Ai tu pace cu Hristos? Îl poți privi în față în această seară în ochi? Să spui: da, Doamne, te pot privi, ești Domnul meu. Ce sunt dați de rușine, versetul 15, că săvârșesc urăciuni și iată durerea. Și totuși nu rușesc. Și nu știu de rușine. De ce vor cădea împreună cu cei ce cad? Vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, zice Domnul. Așa vorbește Domnul în seara aceasta. Și îndrăznesc, fără nicio teamă, a spune: așa vorbește Domnul. Stați în drumul, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Umblați pe ea și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre, nu o pace falsă. Dar ei răspund: nu vrem să umblăm pe ele. Oh, vrei să te sfințești în seara asta? Vrei să te zdrobești înaintea lui Dumnezeu? Vrei să strigi: Doamne, ai milă! Am pus niște străjeri peste voi. Fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiței, dar ei răspund: nu vrem. Trimite-ne oameni care ne distrează. A fost un flagel. Un flagel, ascultați-mă, în țara românească. Clovni care au predicat Evanghelie, i-au făcut pe oameni să râdă, păcătoși și distrați în Sion. Asta e o parodie și nu o predicare a Evangheliei. Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este sfânt. Nu vrem să umblăm pe ele. Asta înseamnă să pui plăcerea deasupra conștiinței. Nu vreau. Nu-ți place la Elim? Te duci unde te simți bine. Nu-ți place la Biserica Speranță, te duci în altă parte. Nu-ți place la Poarta Cerului, te duci unde te simți bine, unde ești relaxat. Dar nu asta e, nu acesta e scopul venirii la biserică. Scopul venirii este să-L înălțăm pe El. Nu să bea poporul apă, numai decât și Dumnezeu să fie înălțat. O, ce mi-aș dori să coboare slava lui Dumnezeu la inimă în seara asta. Să coboare prezența lui Dumnezeu la inimă în seara asta. Aseară, la Almășul de Arad, în timp ce așteptam momentul de predică, mi-am adus aminte de un pasaj dintre mesajele adresate bisericilor din Apocalipsa.
Respectiv, mă gândeam la mesajul adresat bisericii din Efes, la care Domnul îi spune, bisericii din Efes scriei, știu faptele tale, fapte 2, Apocalipsa 2, dacă poate fi pus, știu faptele tale, osteniala ta, deschid acolo, răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi, partea finală. Altfel voi veni la tine și îmi voi lua sfeșnicul din mijlocul tău. Ce înseamnă lucrul acesta? Pe de o parte, prezența mea nu mai este acolo. Dar pe de altă parte, îți aminte de Eli îmbătrânise. Pe vremea aceea, vedenile erau cum? Rare. Candela lui Dumnezeu, ce se întâmpla cu candela lui Dumnezeu? Nu se stinsese încă. Vai ce frumos, dar ce trist. E frumoasă comparația. Candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Comparația între momentul acela din viața lui Samuel, vremea lui Samuel și biserica din Efes. Și ce înseamnă absența sfeșnicului dintr-o biserică? Oamenii nu-și mai văd păcatele. Oamenii nu mai tremură. Oamenii nu mai au rușine să vină oricum la biserică. O să cânți și să faci ce vrei. Te întreb în seara aceasta, îți vorbește Dumnezeu? Rog pe Dumnezeu să prinde cu mai multă putere sfeșnicul lui aici. Amin, amin. Aleluia! Aleluia! Doamne, aprinde sfeșnicul! Aprinde-l! Ce faci, dragul meu, în seara asta? Ce faci în vremea asta? Nu ești unul dintre aceia care pui plăcerile deasupra conștiinței? Nu ești unul dintre aceia care te hrănești cu păcatul? Nu cumva ești unul dintre aceia care spui nu vreau să umblu pe calea asta, că nu-i la modă. Știu că sfințenia nu-i la modă, dar e porunca lui Dumnezeu. Biblia spune, cine e sfânt să se sfințească și mai departe. Amin? Amin. Ferice de cine spală hainele în seara asta, ca să aibă dreptul la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, că vine Iisus din cetatea cea sfântă. Cu El vin pescarii din țara de sus. Cu El vine oasea de sfinți care cântă, vine Iisus. Vine Iisus. Sfințește-te în seara asta. Spune, Doamne, vorbește. Fă ce vrei cu mine, dar vorbește. Rog pe Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească în această seară. Amin? A tăcut Iisus în fața lui Rod Antipa pentru că El a pus plăcerile deasupra conștiinței. 3. A tăcut în fața lui Rod Antipa pentru că Irod, ca și un alt personaj la care am făcut doar referire și nu l-am numit încă, a știut să justifice păcatele. Un alt flagel, o altă boală a zilelor noastre. Mileniul 3, perioada numită postmodernism, a fost întrebat Ravi Zaharias dacă pronunția mea este corectă, dacă nu-mi cer scuze, de ce tinerii se adâncesc în droguri, în păcate, de ce găsesc în asta libertate, de ce au ajuns
ajuns generația asta așa cum a ajuns. Și el numește flagelul acesta un sentiment de înstrăinare față de Dumnezeu, de divinitate. Și cărui fapt se datorează acestui sentiment de înstrăinare? Și l-a spus filozofiei din lumea de astăzi, postmodernism. Adevărul relativ. Dumnezeu, dacă nu există, nici nu vei da socoteală. Da, dacă nu există Dumnezeu, dar Dumnezeu există. Și pentru că nu mai dai socoteală, faci ce vrei cu viața ta, nu mai contează cum trăiești. Că am fost învățați că ne tragem din animale și trăiesc asemenea lor. Asemenea lor. Mânați de instinct și nu de rațiune. Cărui fapt se datorează sentimentul de înstrăinare? Dumnezeu nu există și oamenii justifică ceea ce fac. Nu numai că din motivul acesta justifică oamenii păcatele. Trăim într-o vreme diferită. Mai vorbește acum despre păcat în mileniul 3? Mai vorbește acum despre viață sfântă în mileniul 3? În țările nordice au o etică ce privesc relațiile probabil interumane. Nu fur de la nimeni din casă, dar nu mai au nicio etică, nicio frică de Dumnezeu. Mă doare să spun în seara asta. Doar 32% din generația tânără din lumea evanghelică din Occident mai crede în castitate. Poți să cânți că îl iubești pe Iisus. Să te duci în biserica aia care îți va spune că mergi bine. Poți să faci acte de caritate, poți să-ți dai zeciuiala, poți să faci ce vrei. Noi nu avem voie să ne justificăm păcatele. A venit fiica concubinei lui Rod, pentru că acesta și-a aniversat ziua de naștere și a fost sedus de dansul ei și a spus, ce vrei să-ți dau? Ce vrei să-ți dau? Și ea s-a dus la mama și a spus, ce să-i cer lui unchiul? Și mama a zis, există ceva ce valorează mai mult decât ceea ce el ți-a oferit, jumătate din împărăție. Jumătate din împărăție. Cere-i capul unui sfânt, se cheamă Ioan Botezătorul. În Evanghelia după Marcu veți găsi argumentul la faptul că Irod pune păcatul pe cele deasupra conștiinței. Ioan îi predica. Se temea Irod de el. Îl știa un om neprihănit și sfânt. Stătea în cumpănă. Neștiind ce să facă. Să mă pocăiesc în seara asta. Pocăiește-te. Nu pleca de aici până nu te pocăiești. L-a ascultat cu plăcere, dar într-o zi și-a justificat păcatul de a-l ucide. I-am promis. Din pricina celor care au venit ca invitați la ospăți, n-a mai putut să spună nu. Câți astăzi nu justifică păcatele? Știți că Dumnezeu pretinde ascultare indiferent de contextul social, ideologic, de vremurile în care noi trăim. Îi spune bisericii din Pergam, cred că bisericii din Pergam, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu acestei biserici, ca să vedeți că mediul nu scuză mijloacele, filozofia lumii nu scuză abaterile, nu ne putem justifica trăirile în păcat, că trăim vremuri noi, Dumnezeu nu se schimbă. Îngerul bisericii din Pergam scrie, iată ce zice, cel ce are sabia, dacă tu te temi de sabia împăratului, eu am sabia, ascultă-mă, știu unde locuiești, tocmai Apocalipsa 2, versetul 12, acolo unde este scaunul de domnie al satanei și chiar dacă locuiești acolo, chiar dacă influența demonică și păcatul este la culme, nu e scuzat. Eu nu mi-am coborât ștacheta. Aleluia! Știți de ce la începutul fiecărui mesaj adresat celor 7 biserici Iisus se prezintă pe sine, își face câte o prezentare, își prezintă CV-ul. Pentru că oamenii au tendința să uite cine este El. El este Fiul omului, dar este și Fiul lui Dumnezeu. Are ochii ca para focului, picioare ca rama prinsă și-a de pe cel mai înalt vârf al gloriei cerurilor.
este Iisus. Aleluia! A trecut în fața lui, pentru că Irod și-a justificat păcatele. Și Dumnezeu tace în momentul acela. Toată lumea face la fel. Spune-mi care tânăr nu face ce vrea cu viața lui astăzi. Așa, ca să vorbesc mai pe direct. Toți mint, toți fură. Și ce dacă mint toți? Și ce dacă mint toți? Dacă toți oamenii devine credincioși, el rămâne credincios adevărului său. Aleluia! Aleluia! Și în ultimul rând în această seară, pentru că vreau să ne rugăm, știți de ce a tăcut Iisus în fața lui Rod Antipa? Acelei vulpi, că așa îl numește el într-o împrejurare, vrea să-l omoare pe Iisus. El, praful de pe cumpănă, să omoare viața. Forțele erau inegale. Și pleacă de aici că Irod vrea să te omoare. Și Iisus a spus, duceți-vă, spuneți vulpe aceleia. Era viclean. Astăzi și mâine lucrez, fac ce vreau. Și mâine voi isprăvi. Și acum stă în fața lui Iisus. Și lui om viclean și tace, pentru că vremea cercetării lui trecuse. Acesta e finalul mesajului. A fost o vreme când Irod asculta cu plăcere. Dacă vreți să găsiți pasajul acela biblic, Marcu 6. Irod se temea de Ioan, fiindcă știa un om neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori sta în cumpănă neștiind ce să facă. Și l-asculta cu plăcere. Era o vreme când Irod era cercetat aici. Se uita în viața lui și spunea, sunt un adulter. Nu-mi poate cânta cineva de bine în seara asta. Să uit de asta. Și iar se întâlnea cu Ioan și ăsta n-avea alt mesaj. Ți-ai trimis concubin acasă? Iar mă tulburi? Nu, Irod, îți vorbește Dumnezeu. Îți vorbește Dumnezeu în seara asta. Nu-mi poate spune cineva o predică? Să uit. Să uit de ce-mi spune omul ăsta. Deși mă tem de el, a spus una din reginele Marii Britanii despre Knox, și mă tem mai mult de omul acesta, de rugăciunea lui, decât de toată armata Scoției. Ce om a rugăciunii. S-a rugat într-o zi 9 ore într-un puț și a spus, Doamne, dăm Scoția sau mor. În seara asta, dacă biserica Elim se smerește, Dumnezeu face minune aici. Dumnezeu va mântui aici. Dumnezeu va ridica aici. Dacă noi ne sfâșiem inimile și spunem, Doamne, mai cercetează. A trecut vremea cercetării lui Irod, de aceea Iisus a trecut. Nu contează câte cântări vei auzi de azi înainte. Dacă remușcare nu vei avea datorită păcatului, Dumnezeu nu-ți mai vorbește. Există o vreme când Dumnezeu cercetează. Există o vreme când Dumnezeu stă de vorbă cu tine. Există o vreme când Dumnezeu vrea să-ți iasă înainte. David spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Doamne, fă la Elim o cercetare de aproape în seara asta. Doamne, oprește-te în dreptul fiecăruia dintre noi. Coboară cu prezența Ta aici. Doamne, dă putere sfeșnicului Tău să ardă în seara asta și păcătoșii să se întoarcă la Tine. Că n-am venit să defaim pe nimeni. N-are Dumnezeu scopul să ne umilească. Că ne-ar putea umili pe toți, de la mine începând până la ultimul de jos. De El vine să ne ridice în seara asta. Vine și spune, pocăiește-te, omule! Aleluia! Te întreb, îți vorbește Dumnezeu în această seară? Simți tu că Dumnezeu stă de vorbă cu tine? Omul despre care vă spuneam că într-o zi era disperat, era încă împărat, avea oștene, avea armată, avea cunună, coroană, avea sceptru, avea împărăție. Îi lipsea ceva ce nu poate...
ce nu poate fi egalat cu nimic. Saul este numele lui. Omul acesta pune plăcerile deasupra conștiinței. Omul acesta și-a justificat păcatele. Saul, primul împărat al lui Israel. Era frumos. Au cerut evreii un împărat. Pentru că a trăit în neascultare la un moment dat. Pentru că a ignorat toată vremea de îndurare. Toate momentele în care Dumnezeu îi vorbea, îl cerceta. Într-o zi Dumnezeu s-a depărtat de el. Și era din nou amenințat de filisteni. Și s-a dus la rugăciune. Unde îi cer de rugăciune? S-a dus Saul la rugăciune și se ruga tare. Poate vorbește Dumnezeu. Și poate cineva îi vorbea de bine. Dar el nu era mulțumit. Nu te lăsa măgit când cineva îți vorbește de bine. Dacă trăiești în păcat, te înșală diavolul. Și Dumnezeu nu-i vorbea. Arunca sorțul Urim și Turim. O zis, dacă îmi dă Dumnezeu vreun indiciu, nimic. Se culca noaptea, se ruga la căpătâiul patului și spunea, Doamne, dă-mi un vis în noaptea asta. Spune-mi care va fi soarta războiului, soarta vieții mele. Și nici vis. Stătea cu ochii închiși ziua, poate are o vedenie. O poți avea și cu ochii deschiși. Poate îl vezi pe Dumnezeu aici în seara asta. Aleluia! Și Dumnezeu a închis cerul față de Saul. Și a dus aminte de ghicitoare, de cei care chemau duhurile morților, s-a dus la Endor, acolo era o femeie, s-a deghizat și a spus, vreau să întrezești pe cineva din mormânt. Și a spus, nu pot, mi-o frică de Saul, nu-ți face nimic. Dacă orga cântă, cred că nu deranjează pe nimeni. Și a zis ghicitoarea aceea, nu pot. Fă lucrul acesta, Saul nu se va atinge de tine. Nu se va atinge de tine. A insistat Saul, repet, avea alte straie, nu mai era cu sceptrul în mână, nu mai era cu oamenii care îl însoțeau îmbrăcați în hainele oficiale. Părea un om de rând. Pe cine vrei să-ți trezesc? Și pe Samuel. Nu faci obiectul mesajului din această seară, dacă a fost sau nu Samuel. A încercat să facă femeia asta ceva. Folosesc limbajul acesta ca să deducem cel puțin. Și-a trezit pe cineva și-a scos un țipăt puternic. Ce mai trădat e Saul, taci, că nu-ți fac niciun rău. Spune-mi ce vezi. Văd o ființă dumnezeiască ridicându-se din mormânt. Cum arată? Îmbrăcat cu o mantie albă. Așa e îmbrăcat. Se scoală Samuel. Ascultați. Samuel a zis lui Saul, pentru ce m-ai tulburat? Chemându-mă. Saul a răspuns, sunt într-o mare strâmtorare, filistenii fac război și Dumnezeu s-a depărtat de mine. Nu mi-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise. Vorbește-mi tu. Nu cred că Dumnezeu ar fi îngăduit unui om de-al lui să vorbească când el a tăcut. Atunci când tace Dumnezeu, poate să scânte cine vrea, cine vrei, să-ți predice cine vrei. Este important doar când Dumnezeu vorbește. Vreau să cred că în seara asta la Elim Dumnezeu vorbește prin robii lui. Îți vorbește Dumnezeu în seara asta? Simți tu că Dumnezeu îți vorbește? Ai tu remușcări? Plângi? Într-o biserică un copil a început să plângă. Și păstorul a avut o inspirație extraordinară. Era în vizită în biserica aceea. Și a spus... Pentru că mama încerca să-l potolească, să-i dea sticla, să tacă și a spus, soră, te rog, nu-l opri. Lasă-l să plângă, că astăzi nu mai plânge nimeni în biserică. Cel puțin să plângă copilul acesta. Când ai plâns ultima dată la Elim?
Când ai plâns ultima dată acasă? Când? Când îți vorbește Dumnezeu, plângi. Când Dumnezeu se oprește în dreptul tău, plângi. Fie, pentru că, că te pocăiești, fie plângi de bucurie. O, ce mi-aș dori din nou, nu să ne iau atât de bătrân. Ce mi-aș dori din nou, să slujesc în acele biserici, care atunci când se adună la părtășie, plâng. Nu râd, plâng. E adevărat că bucuria nu este extensia mântuirii, ci este expresia mântuirii. Dar bucuria nu e distracție, e disciplină. E disciplină. Când cineva plânge, poate să plângă de bucurie. Dar mă întreb, Doamne, Doamne, ai avea pentru ce să ne judeci în această seară? Ai avea pentru ce să ne condamni în seara asta? Ai avea motive să ne defaimi, să ne umilești? Nu o faci. Că nu te caracterizează asta. Dar dacă ai avea motive să ne pedepsești, că te-am sfidat, ți-am sfidat sfințenie, am pășit fără grijă la Elim, am avut curajul să îndrăznesc să cânt și să trăiesc în păcate și te-am sfidat, Doamne, te-am sfidat, ai avea dreptul să mă pedepsești în seara asta. N-o faci. Oare nu cumva aștept să mă pocăiesc? Cred, Doamne, că de aceea ne ții în viață în seara asta. Duh Sfânt al lui Dumnezeu, știu că ești prezent la Elim. Aleluia! Aleluia! Spun ca Ezechiel, tu poți să învii pe cei uscați. Tu poți să ridici pe cei căzuți. Duh Sfânt al lui Dumnezeu, ridică în seara asta. Duh Sfânt al lui Dumnezeu, vorbește în această seară. Mai mult decât eu pot striga, vorbește tu. Vorbește tu. Sunt aici persoane care au nevoie de iertare. Sunt aici persoane care trebuie să-și sfâșie inimile, să plângă în seara aceasta prezența divină. Coboară la Elim. Duh Sfânt al lui Dumnezeu, coboară aici. Cercetează. Vorbește. Vorbește tânărului care trăiește în păcate. O, nu-l umili. Ridică-le seara aceasta. Ridică-l. Ridică-l în vederea iertării, în vederea pocăinței. Ridică-l, Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Vorbește celor care doar s-au simțit bine. Vorbește în această seară. Vorbește celor care trăiesc în adulter. Vorbește, Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Oh, ai venit în lumea aceasta pentru cei uscați. Ai venit în lumea aceasta pentru cei care sunt robiți de păcate. Ai venit să ierți. Tu ierți când oamenii strigă la tine. Tu ierți când poporul se smerește înaintea ta. Tu ierți când cineva se pocăiește. Dar oare cine se pocăiește în seara asta? Dacă vrei să te pocăiești de păcatele tale, ridică-te în picioare. Ridică-te în picioare. Îți vorbesc din partea lui Dumnezeu în această seară. Ridică-te. Nu există religie adevărată fără regrete, fără remușcare, fără zdrobire. Ridică-te. Ai venit aici să te simți bine? Îți vorbesc din partea lui Dumnezeu în seara aceasta. Vei merge de aici cum nu te-ai întors niciodată. Vei cunoaște adevărata pacea lui Hristos. Vei vedea cum inima ta primește adevărata pace. Nu o pace falsă. Nu te-a chemat Hristos aici să te simți bine în păcatele tale, cu păcatele tale. Dar nu te-a chemat nici să te defaime, nici să te umilească. Te-a chemat să te ierte. Te-a chemat să te ridice. Dacă vrei să fii iertat în această seară, în numele lui Iisus, care a murit pe
pentru tine, care s-a lăsat bătut, scuipat, malciocorit. O, mălturere obișnuit cu suferința, este Iisus. În numele Lui, ridică-te în seara aceasta și pocăiește-te, omule. Pocăiește-te, tinerule, domnișoară, pocăiește-te. Doamne, mă întreb, pentru cine mesajul din seara aceasta va fi pentru mântuire? Sau este pentru mântuire? Pentru că nu vreau să cred că pentru unii va fi doar de mărturie mesajul din seara asta. Vorbește, Doamne! Aleluia! Vorbește, Doamne! Despică cerurile în seara asta și coboară la Elim. Vorbește! Vorbește! Și celui care îi vorbește, ridică-l în numele Tău! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ridicați-vă, cei care vreți să fiți spălați, cei care simțiți că Dumnezeu vă vorbește, ridicați-vă în seara aceasta. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, să intre împăratul slavei. Tu ești împăratul slavei, tu ești cel tare și puternic, tu ești cel viteasă în lupte. Ridică în această seară, în numele Lui Iisus Hristos, ridică-te, mai vorbește, Doamne. Sunt aici, nu unul, zeci, zeci, ba suntem toți pe care ne-ai putea condamna. Niciunul n-am fost vrednici să ne fi primit în prezența Ta în seara asta. A trebuit să ne zdrobim, să ne aruncăm cu toții cu fața la pământ. Dar te rog, Duhule Sfinte al lui Dumnezeu, mai ridică în seara asta. Că vreau numai decât eu a vedea cine stă în picioare. Tu ridici trestia frântă. Aleluia, ridică în seara asta. În numele lui Iisus Hristos, oriunde ești, ascultă-mă, ridică-te în această seară. Aleluia, aleluia. Bonhoeffer spunea un lucru extraordinar de profund. Cel mai mare act de crucime, cel mai mare act de crucime de care un predicator se poate face vinovat vreodată, este de a-i lăsa pe oameni să creadă că mai au timp. E cruzime ceea ce s-a întâmplat în Franța, ceea ce fac cei din statul islamic cu creștinii, cruzime. Dar, Doamne, nu vreau să mă fac vinovat de cruzime în seara asta. Se las pe unii să creadă că mai au timp. În seara asta ești aici. În seara asta ierți. Ridică Duh Sfânt al lui Dumnezeu! Ridică Duh Sfânt al lui Dumnezeu! Ridică! Ridică tineri la balcon! Ridică-i seara asta! Ridică-i pe bărbați! Ridică-i și pe cei care au cântat și n-au mai avut frică să facă asta! Ridică-i! Ridică-i! Aleluia! Biserica se roagă. Doamne, știu că e lupta aici, dar mă învoiesc cu cei care se roagă. Și cu Tine, Iisuse Hristoase, cu Tine, Iisuse Hristos, și chemăm puterea Ta, chemăm prezența Ta, chemăm Duh de viață aici. Suflă peste biserică, Doamne. Ridică-i pe cei căzuți. Ridică-te în această seară, ridică-te în numele lui Iisus, ridică-te, ridică-te. Dacă simți prezența lui Dumnezeu, ridică-te în seara asta. Aleluia, 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 aleluia. Mai este cineva? Urmează să ne rugăm.
Mai este cineva? Cineva care și-a justificat păcatele până în seara asta? A pus plăcere deasupra conștiinței? Cineva care a avut o vreme în care a fost cercetat și din nou în seara asta simte ceva? Dacă simți, e Iisus! E Iisus! Nu lăsa să plece trist! Poate niciodată mâna Lui la ușa ta n-are să mai bat! Ridică-te în fața Lui Iisus în seara asta! Ridică-te! Îți mulțumesc, Doamne! Dumnezeu să te binecuvânteze! Aleluia! E Duhul lui Dumnezeu la Elim în această seară! E prezența divină aici! E Dumnezeu Tatăl aici! E Iisus Hristos aici! Fii binevenit, Iisus! Fii slăvit, Iisus! Fă să curgă apă din stânca! Fă să curgă râu de apă vie! Să curgă la Elim! Asta înseamnă izvoare, Doamne! Tu faci mai mult decât 12 izvoare, pentru că ești izvorul apelor vii! Curge seara asta aici! Mai curge seara asta aici! Și în numele lui Iisus, ridică-te și bea-te în apa asta! Aleluia! Mai este cineva? Ridică-te! Dumnezeu să te binecuvânteze! Aleluia! Pare rău că a trecut timpul atât de repede. Doamne, cui nu-i vei mai vorbi mâine? Dacă trebuie să o mai rog o dată, Doamne. Dar nu prețul acesta are valoare în ochii Tăi, ci sângele Tău, jertfa Ta. Dacă trebuie să mai rog o dată pentru cineva căruia mâine s-ar putea să nu-i mai vorbești, mă rog, mă rog, mai vorbește. Mai dă un gram de har în seara asta. Mai mustră, mai mustră și ridică. Doamne, mă rog pentru cei care încă stau pe bănci și nu știu ce să facă. Poate mâine nu le mai vorbești. Vor asculta cântări și predici, dar nu vor mai simți prezența Ta. Nu vor mai simți remușcarea Ta. Dacă în seara asta inima le plânge și ei nu vor să plângă, o, înduple că-i, Doamne, că ești tare. Și ridică-i. Ridică-te. În numele lui Iisus Hristos mă rog pentru tine. Ridică-te în seara asta. Aleluia. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Aleluia, aleluia. Glorie ție, Iisus. Glorie ție, Iisus. El loto menada canada falt. Șabroto menada canadia. Duh Sfânt al lui Dumnezeu, mai ridică. Vorbește prietenilor. Deschide-le ochii să te vadă pe tine. Aleluia! Iisuse, Iisuse, cuvântul Tău sfarmă inimile de piatră. Mă folosesc de cuvântul Tău care are putere în seara aceasta. Și lovesc inimile de piatră în numele Tău. Despietrește, Doamne. Este ultima chemare pe care eu o fac. Mă rog pentru tine în numele lui Iisus Hristos. Pentru că mâine s-ar putea Dumnezeu să nu-ți mai vorbească. Ridică-te astăzi în picioare. Dacă trăiești în păcate și n-ai simțire mușcare până în momentul acesta, Dumnezeu nu ți-a vorbit și ai venit degeaba aici. Doamne, mai vorbește odată. Aleluia! Aleluia! Doamne, suntem copleșiți de prezența Ta, de harul Tău! Glorie ție!
Îți mulțumesc pentru cei care s-au ridicat. Ai putere să rostești în dreptul lor iertare în seara asta. Fă-o! Să rostești ridicare. Să rostești curățire de păcate. O, Doamne, când Tu ierți, zdrobești puterea păcatului. Dă-le putere să biruiască păcatele. Fă-i liber! În numele Lui Iisus! În numele Lui Iisus! Îți mulțumesc că faci lucrul acesta. Haideți să ne ridicăm cu toată biserica. Ne rugăm. Ne rugăm Ție, Doamne Iisuse. Duh Sfânt de viață, ai promis că vei lăsa peste casa Ta un duc de îndurare și de rugăciune. Lasă duc de rugăciune să se roage toată biserica. De la cel mai mic până la mare să ne rugăm. Nimeni nu are altă preocupare. Ne rugăm, Doamne, Ție, că ești aici. Hallelujah!